Gloria Berehuis se află în fața celui mai bun început de sezon din ultimii 5 ani de existență. Echipa pregătită de Alin Durdun este alături de actualul lider Unirea Baskov, singurele echipe care nu au cunoscut gustul amar al înfrângerii în aceste 6 etape, atâtea câte s-au scurs din actuala stagiune. Albaștrii au deschis repede scorul în partida cu Olimpia Susende, duminică de pe teren propriu, prin Guran în minutul 2, care a fructificat în gol o minge din 2-3 metri în urma unui corner executat în forță de Neagu. Neagu îl văd, centrează perfect, mingea ajunge la Ciocoiu, șut din primă și 1-0, Robert Cârstea, omul potrivit la locul potrivit. Iată, deschidere de scor din chiar debutul întâlnirii, nu Robert Cârstea este, ci Guran este cel care a reușit să deschidă scorul, așadar din minutul 2, Gloria Berehuis, Olimpia Suseni, 1-0, autorul golului, Guran. Până la pauză nu s-a mai întâmplat nimic notabil și gazdele au intrat la cabine în avantaj minim. În partea a doua a jocului, Gloria Berehuis s-a desprins pe tabela de marcaj prin Robert Cârstea, acesta marcând din apropiere cu pieptul, pentru ca 7 minute mai târziu craioveanul să ducă scorul la 3-0 cu o lovitură de cap din apropiere. Bobaru a închis tabela la 4-0 după o pasă ca la carte a lui Heroiu, care l-a lăsat pe atacant singur cu poarta goală. Vaciu, centrare înaltă în careu, ploată, trimite cu capul Bobaru. Rămâne mingea în posesie și 2-0 pentru Gloria Berehuis. Heroiu, centrare frumoasă care l-a depășit pe portarul Duțoiu. Înalt în careu pentru lovitura de cap a lui Guran și 3-0. Craioveanu, veteranul echipei, din teren al echipei Gloria Berehuis, a trimis din 2-3 metri în poarta lui Duțoiu. Turnescu, Chița, foarte bine pentru Heroiu și 4-0, altruist Heroiu la această fază, ar fi putut să trimită el în poartă, însă a preferat un pas lateral pentru Bobaru, care singur cu poarta goală a trimis și a înscris pentru 4-0. În urma rezultatului înregistrat, Gloria Berehuis a urcat până pe poziția secundă în clasament, la 4 lungimi în spatele liderului Unirea Baskov. Rezultatele complete înregistrate în campionatul județean de fotbal, Liga a 4-a, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele. CSD-le Repitești, CS Atletic Bradu 2, 4-4. CS Mioveni 3, AS Colibaș, 4-1. CS Real Bradu, ACS Unirea Baskov, 0-18. ACS Basarab Curtea de Argeș, AS Poiana Lacului, 0-3. AS Victoria Buzoiești, AS Micești 2002, 0-1. ACS Gloria Berehuis, AS Olimpia Suseni, 4-0. CS Sporting Pitești, ACS Inter Câmpul Lung, 3-2. AS Viitorul Ștefănești 2007, CS Albota 2012, 1-0.